Îl avem la telefon și pe Giovanni Becali, nu mai are nevoie de prezentări. Bună ziua! Bună, Horia! Bună ziua! V-am sunat, am zis așa, măcar o dată pe săptămână să vă mai inoportunăm, ca să zic așa. Horia, eu sunt încă în vacanță, dar îți pot da noutăți și în ceea ce privește Moruțan. Azi se hotărăște soarta lui, rămâne în Turcia, am împrumutat la... ori la Pendik, echipa care a intrat în divizia a doua, în divizia întâi, și proprietarul este foarte bun amic cu vicepreședintele de la Galatasaray și îl vrea un an împrumut, după care mai e o echipă din Ankara Gugu care amândouă îl doresc și dau un salariu foarte, foarte bun în comparație cu ce primea în Italia. Adică cât, don Giovanni? Horia, salariu bun. Bun. Salariu calul Cicăldău. Calul Cicăldău, adică cât? Un 50.000 pe lună? Că nu mă pricep. Sincer, nu știu care-s banii. Horia, nu pot să spun cât, dai un salariu foarte, foarte, foarte bun. Uh-huh. Nea Giovanni, vă salut! Așa că rămâne în Turcia. Da? Am învățat salut, ceva. Salut, cine? Robert Nițe sunt. Robert. Salut, Robert. Fii atent, da. ce am învățat ce zic acum. Dacă jucătorul a semnat, înseamnă că e mulțumit. Bravo. N-a semnat, dar va semna, nu e o problemă. Da? Uh-huh. Deci, Ankara Gugu sau Pendik? Pendik Sport, da. Nou promovată. Da. Uh-huh. Da. Va avea mașină, va avea casă, numai astea sunt o grămadă de bani, după care va avea un contract foarte, foarte bun. Mm-hmm. Bine, bănuiesc că Astăzi se hotărăște. Așteptăm un mail din partea amândorora și e ca cum dai cu banul, e plătit, plătești, e luat, ei, vedem unde merge. Da, Galatasaray, de ce a insistat să rămână în Turcia jucătorul sau care e ideea? Da, pentru că aici sunt echipe pe care cu care au relații bune, atât economice, cât și politice, și au preferat să rămână aici. Să rămână în Turcia, da. Deci Moruțan, salariu extraordinar, contract extraordinar și o să facă spectacol în prima ligă din Turcia, Cofia în Karapuciu sau Pendik Spor, rămâne aici. Asta e. Cam așa ceva, Horia. Ceva cu Denis Mann, cu Bologna, am văzut în presa italiană. Denis Mann e incredibil. E adevărat, Bologna, Verona, Torino erau echipe care pe ultimele zile ar fi putut să-l ia. Alaltăieri m-a chemat directorul sportiv de la Parma și mi-a spus că e intocabil, rămâne acolo, va fi steaua noastră, va fi omul nostru care ne va duce împreună cu Michaela seria. Aha, deci gata, nu se mai transferă Denis Mann. Doar dacă vine o ofertă de 10, 11, 9, știu câte milioane, să se mai recupereze oamenii din bani, dar în proporție de 95% e imposibil. Rămâne să atace promovarea. Sunt foarte mulțumit de cum joacă Denis. Mhm.